Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Așa, Sfânta Evanghelie de astăzi se axează pe cea mai grea boală, orbirea. Și avem orbirea sufletească care ține de legătura dintre om și Dumnezeu pe calea rugăciunii sau a lucrării faptelor bune, și vorbim de orbirea trupească, în care omul stă în întuneric. Stând în întuneric, vorbim de trei categorii de întuneric. Întunericul lucrurilor. Sunt oameni care spun așa, sau auzim termenul popular, nu mă duce mintea, sau nu-l ține capul, sau nu are memorie, sau nu gândește, sau nu poate, sau nu-i capabil. Sunt expresiile pe care le folosim deseori atunci când arătăm că un om este slab pregătit sau nu se poate ancora în realitatea timpului. Despre genii spunem că s-au născut într-o vreme depășită timpului lor. Ei, orbirea trupească, în primul rând, te desparte de creația lui Dumnezeu. În momentul în care te-ai adresa unui orb să-i spui culorile florilor sau frumusețea naturii, ar fi o jicnire. Dar în același timp, nu l-ai putea îmbogăți nici sufletește, nici trupește, prin faptul că înțelepciunea pe care o primește orbul este de altă factură decât de factura pe care o numim noi intelectuală. Spune undeva în psalm, Domnul înțelepțește orbii. La cuvântul Domnul înțelepțește orbii, aici vorbim de deschiderea ochilor minții, și așa spunea Agape cel orb, care vorbește despre rugăciunea lui Iisus, îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-au închis ochii mei cei trupești, dar Dumnezeu mi-a deschis pe ochii mei cei sufletești. Aici, în Evanghelia de astăzi, vom vedea două relatări. Una din punct de vedere trupesc a unui orb obișnuit care nu vede, dar vedem și un Iisus Hristos care vede. Deci, de fapt, ce întâlnim? Două lumi. Lumea cu Dumnezeu care este în lumină și în vedere, și să vedem cum începe Evanghelia, n-a sesizat nimeni. Trecând Iisus a văzut un orb din naștere. Cine este Iisus? Este prototipul absolut sau modelul absolut al umanității prin care noi ne raportăm la Dumnezeu. Este Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, cel întrupat din Fecioară sub vrem, care a venit să mântuiască neamul omenesc și să-l raporteze la niște valori divine. Tatăl meu lucrează până acum și eu lucrez, spune Iisus Hristos. N-am venit să judec lumea, ci să o mântuiesc. Toți câți mi-a dat să nu-i pierd pe niciunul, permanent îmi place să folosesc expresia. Și încă un lucru interesant din punct de vedere biblic, Iisus Hristos spune așa, eu sunt lumina lumii, ceea ce arată că vorbim de un cumul și de cunoaștere, și de lumină interioară, și de lumină fotonică pe care o vedem și o percepem cu ochii liberi, dar și de o lumină a inimii și de o lumină a minții. Vorbim de o lumină a minții când ne gândim la rugăciunea minții din perspectiva lui Palama, care spune, luminează, Doamne, întunericul inimii mele, deci putem fi orbi cu mintea, și spune așa, luminătorul trupului este ochiul. Deci un orb are întuneric în trup. Un prost sau un om lipsit de minte, Psaltirea nu folosește termenul de prost, fiindcă Sfânta Scriptură spune așa, cel ce zice fratelui său prost este vrednic de ghienă, pentru că Dumnezeu a pus înțelepciune și rațiune în tot omul. Zis acel nebun în inima sa când păcătuiește, nu-i Dumnezeu înaintea ochilor lui. Deci omul care nu se teme de Dumnezeu este nebun, adică nu are mintea bună. Mintea lui este stăpânită de demon. Și de aceea Evanghelia folosește această expresie și spune, dacă
luminătorul sufletului este mintea și întunericul din tine este lumină, cu cât mai mult întunericul. Și când vorbește de întunericul din tine este lumină, se referă la faptul că noi nu cunoaștem și nu pătrundem toate tainele lui Dumnezeu. Cine poate spune totul despre Dumnezeu? Dar mintea ne ajută să selectăm câteva idei. Ce ne ajută mintea să selectăm? Mergând în Evanghelia de la Matei, vom vedea scris așa. Bețivii nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Curvarii nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Sodomenii nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Și după ce înșiră vreo 7-8 păcate, o taie scurt evanghelistul și spune: nimic necurat nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Cum am putea noi numi în cazul de față, raportându-ne la vremea pe care o trăim, o societate în care oamenii se laudă cu păcatul și chiar luptă să-l pună în drepturi și să-l pună în cod penal sau civil sau justiție și să-i dea formă de virtute? Deci, vedeți? Asta arată întunericul din noi, că este întuneric. Dacă înainte ți-era rușine să spui că ești curvar, azi te lauzi și o virtute. Dacă înainte ți-era rușine să spui că ești hoț, astăzi e o virtute. Și dacă înainte ți-era rușine să spui că ești desfrânat sau că ești homosexual, astăzi este o virtute. De ce? Pentru că mintea s-a întunecat de tot și omul a orbit sufletește de tot. Și atunci când se face o discuție, o tematică între om, atunci când se face o discuție și o tematică între om pe linia acestei teme, spune: dar noi nu implicăm biserica. Dar nu trebuie să o implici tu. Biserica nu e la dispoziția media, biserica nu e un trust, biserica nu e o librărie, biserica nu e o casă de modă, biserica nu e un club, biserica nu e o casă de cultură. Biserica este organismul divin, uman, în care Dumnezeu coboară pe pământ peste oameni prin două drepturi depline, ca și creator, ca și ocrotitor și, dacă vreți, și un al treilea drept deplin, ca și proniator, că tot el ne păzește. În momentul când tu vrei să faci ceva în afara legii lui Dumnezeu, poți să faci doar două lucruri simple. Să te duci la Dumnezeu și să-i spui: ia-ți sufletul din mine înapoi, ia-ți rațiunea înapoi, ia-ți inteligența înapoi, ia-ți puterea cuvântătoare din mine înapoi, lasă-mă un animal necuvântător și mă duc să fac ce vreau eu cu trupul meu. Atâta timp cât omul prin alcătuirea lui este și trup și suflet, adică om lăuntric și om exterior, tu obligat ești legat de Dumnezeu. Dumnezeu e bun. Prima calitate a lui Dumnezeu este că rabdă tâmpenia și păcatul. Prima calitate a lui Dumnezeu este că rabdă aceste obrăznicii tupeiste, rabdă aceste obrăznicii tupeiste, prin care unii oameni lipsiți de minte sau de caracter vin și spun: dar ce treabă avem noi cu Dumnezeu? În afară de Dumnezeu. Afară de Dumnezeu există doar două locuri: iadul și întunericul de nepătruns. Este singurul loc unde nu există Dumnezeu. Luând pe psalmistul David și întrebându-l, spune așa: de mă voi sui în cer, acolo ești, nu între stele, un la cătat Iuri Gagarin și cu ăștia rușii când s-au dus cu racheta prin cosmos sau plimbat ca albina printre nori. Nu pe pământ, pentru că de față este a mele sunt păsările cerului, dobitoacele țarnii, florile câmpului, toate sunt ale mele, și apa, și iarba, toate spune, și păsările. Și la un moment dat Dumnezeu chiar se adresează omului și îi arată că o jertfă care ucide și nu folosește la nimic nu și are sensul. Crezi că voi mânca carne de țap sau voi bea sânge de miel? Nu, adă Domnului jertfa buzelor tale și va fi o jertfă bine primită. Deci tu trebuie să-L chem pe Dumnezeu, așa cum spune psalmistul: de câte ori te-am chemat, m-ai auzit Dumnezeu mântuirii mele. În momentul în care
te-ai desprins de omul lăuntric și l-ai dat înapoi lui Dumnezeu pentru că El ți l-a dat cadou, dar nu te-a întrebat pe tine când ți l-a dat, ci l-a dat că așa este logosul lucrurilor, tu de acolo înainte poți fi ce vrei tu. Până în clipa în care tu ești cu Dumnezeu și nu faci ce vrei tu, ești în subordinea celui care te-a creat, trebuie să ai norma minimă de bun simț, și ce este interesant și ce este ridicol în situația de față, m-am uitat și am mai văzut așa câte o frântură de mass media, câte un discurs din ăsta, nu găsești un teolog de marcă sau nu găsești un creștin de marcă care se explice că plata păcatului este moartea. Se explice că păcatul este de sorginte satanică. Toți încep că nu-i moral, că nu-i frumos, că nu-i creștinește, că nu-i omenește. Nu există. Trebuie să înțelegem încă o dată și pentru totdeauna, acum cu orbirea asta sufletească a desfrâului și a dezmățului care vrea să intre peste planeta Pământ, așa vin draci în herghelii și tropotesc în viața oamenilor, trebuie să înțelegem că dacă Sodoma și Gomora a murit cu foc și s-a scufundat pământul și a rămas Marea Moartă ca loc geografic astăzi, Dumnezeu are putere la câte bombe nucleare sunt pe această planetă să mai prăjească o dată pământul ăsta prin propria noastră neputință și minte și să ne trezească, să ne arate că orbirea sufletească nu este o virtute. Să ne arate că păcatul duce la orbirea trupească și la sălbăticia și la animalicitatea din om. Am auzit aseară un specialist când a afirmat o chestiune că s-a demonstrat științific din America, acolo în America se întâmplă toate demonstrațiile științifice, acolo cad și OZN-urile, acolo vin și extraterestri, ei sunt extraterestri prin structură, că ei n-au contact, sunt o civilizație adunată cu grămada, civilizată de creiere europene, pentru că altfel erau niște sălbatici, niște babuini, și acum vin să învețe toate planetele lumii ce trebuie să facă, toate continentele lumii și toate țările ce trebuie să facă. Și tot mereu se pune accentul pe legea CEDO. CEDO să-și facă legile în CEDO. În România, legea o face Dumnezeu și morala creștină din noi. Oamenii care locuiesc pe aceste terenuri, nu era CEDO în România când se bătea Mircea cel Bătrân cu turcii. Nu era CEDO în România când se bătea Ștefan cel Mare, când se bătea Vlad Țepeș, când se băteau domnitorii și apărau pământul ăsta ca să nu fie sub hoardele păgâne. Asta trebuie să le explicăm la ăia de la CEDO, că românii nu sunt animale sălbatice, nu sunt animale de prăsilă și nu sunt vite de experiență. Deci trebuie, și una din nerușinările care arată că poporul vrea să stea într-un întuneric și vrea să stea într-o situație de compromis, este faptul că din 18 milioane de români sau 17, 3 milioane au semnat că sunt împotriva abuzului de familie, bărbat, bărbat, femeie, femeie, iar 14 milioane au stat bine mersi ca și cum ar fi de acord. Ei, s-ar putea într-o zi să culegem roadele acestei nepăsări și să ne trezim și știți cine va suferi, nu cei care sunteți în biserică, nu cei care au azi 50 de ani, ăștia n-au ce să sufere. Este generația care are mintea coaptă, este generația care are mintea sănătoasă. Dar copiilor voștri și urmașilor vor trăi toate aceste mizerii implementate din plin și vom ajunge, exact ce v-am spus anul trecut când cineva a glumit și a spus, părinte, exagerați, vom ajunge să vedem noi dintr-o țară ortodoxă, o țară ușor păgânizată, cum sunt și marile țări ale Occidentului. Ce a ajuns Franța, ce a ajuns Belgia, Germania, Olanda și atâtea țări care au legalizat orice, e liber orice, faci ce vrei, faci ce-ți place, ai dreptul la orice. Primul drept pe care l-ai ca om, dacă într-adevăr ești luminat la minte și la suflet și vezi cu ochii minții sau cu ochii sufletului, este să vezi și să înțelegi că ai fost creat cu un scop pe pământ.
Dacă două plante se fecundează între ele și le polenizează albina, mănânci fructe sau semințe. Dacă două animale se împreunează între ele, duce rasa umană mai departe, rasa individul ca specie, ce-o fi el. La fel și omul, o femeie și un bărbat, duce specia umană mai departe. Deci noi, ca oameni creați de Dumnezeu, lăsăm urmași pe pământ. Dar dacă în momentul în care doi bărbați se împreunează, nu pot să lase naștere de fii. Și asta arată că este împotriva ideii morale. Intră în casa ta, încuieți ușa ta și fă ce vrei în intimitatea ta, nu veni și demonstra că un popor întreg este orb. E foarte bine că a picat vindecarea orbului astăzi, că azi avem mai multe feluri de orbire. Avem și orbirea politică, azi toți așteaptă ștampile și voturi. O să vedeți, începând de mâine, cum o să meargă belșugul în țară și cum o să curgă toate în izvoare și în cascade și nu o să mai poți să stai cu traista la bine, cum se spune la pomul lăudat, și o să vedeți cum încă o dată se demonstrează cât de manipulabil pot fi oamenii dacă nu cred în Dumnezeu, cât de manipulabil sunt oamenii dacă nu se tem de Dumnezeu, cât de manipulabil sunt oamenii dacă n-au cel mai elementar bagaj de cunoștință despre Dumnezeu. Se înșală unii pe alții. Apostolul Petru se spune din tradiție că mergea cu Dumnezeu pe pământ și intra din crâșmă în crâșmă și vedea cum oamenii amestecă apa cu vinul, cum amestecă nisip în semințele care le vând, bagă alte lucruri în mâncărurile pe care le fac și le vând și a zis, Doamne, dar asta nu-i admis, nu-i după legea ta. Taci, Petre! Se înșală unii pe alții și nu mor, așa trăiesc. Dar se pervertesc. Adică în loc să ai conștiința cuvântului, în loc să ai conștiința morală, în loc să ai conștiința de sine, tot omul, ce spune psalmistul, tot omul este mincinos. Tot s-au abătut, netrebnit s-au făcut, nu este cel ce face bine, nu este până la unul. Deci o spune David psalmistul cu 2000 de ani înainte. De ce spune că numai Iisus a văzut un orb când a trecut? Pentru că Iisus era singurul care avea ochii deschiși, că era Fiul lui Dumnezeu. Era singurul care a gustat afectele noastre pământești fără să le întineze cu păcat. Avea mintea curată, avea urechea curată, avea simțurile curate, avea trupul curat, avea rațiunea umană curată, avea inteligența umană curată și cuvântul curat. Ce spune Iisus? Dacă am vorbit bine, de ce mă lovește? Întreabă la un moment dat. Și iarăși spune, dacă este cineva care mă vădește de păcat, să arunce cu piatra. În momentul în care Iisus a trecut și a văzut un orb de naștere, și aici, dacă vreți să ne referim la versetul ăsta, el este mai adânc decât ni se pare nouă. Nu-i vorba de un orb care l-ai văzut pe marginea drumului, de un infirm, ci vorba de omul în general, că de atunci, de când s-a născut din pântecele raiului, de când l-a plămădit Dumnezeu și până când stăm noi de vorbă în clipa aceasta, omul este orb. Și de unde știm că este orb? Știm că este orb din două lucruri. Ăsta-i pomul binelui și răului, să nu mănânci ca ai să mori. Ăsta-i pomul vieții, mănâncă din el cât vrei ca să trăiești. Ăștia sunt toți pomii la dispoziția ta. Suie-te, gustă-i și vino la mine prin trânsii. Omul a lăsat sfatul lui Dumnezeu și s-a dus la sfat cu diavolul. Deci nu e nevoie să trăiești într-o societate neapărat modernă. Nu e nevoie să trăiești neapărat într-o societate secularizată sau multiculturalizată ca să fii ticălos. E nevoie să nu vezi pomul vieții și pe Dumnezeu. E nevoie să nu vezi altarul sau împărtășania. E nevoie să nu vezi pe Dumnezeu sau biserica. E nevoie să nu vezi cerul și să nu-l privești în sus. În vechime, când părinții pustiului veneau la ei păcătoși care făceau păcate peste măsură, nici nu le dădeau să rostească rugăciune. Le spuneau un singur lucru. 3 ani să nu privești cerul. De ce? Pentru că este tronul lui Dumnezeu. Deci era cea mai mare pedeapsă. A doua pedeapsă pe care o dădeau învățătura sfinților din pustiu era aceasta.
Să nu pronunți numele lui Dumnezeu pe buzele tale. Și psalmistul David spune, de ce iei așezământul meu de lege prin buzele tale, când cu cel spurcat și prea curvar partea ta puneai, crezând că voi fi asemenea ție? Te voi mustra și voi pune înaintea feței tale toate păcatele tale și nu va fi cel ce te izbăvește. Adică nu ai nevoie de Dumnezeu. Tu singur te-ai băgat în păcat, tu singur plătești toate aceste fără de legi, la fiecare măsură, fără nicio icneală. Deci nu rămâne nimic fără plată. De ce l-a văzut că era orb din naștere? Pentru că încă de la căderea din rai, omul și-a demonstrat orbirea interioară. Noi spunem astăzi, vai, sunt atâtea partide, sunt atâtea politici, nu știi ce să votezi. N-ai de votat nimic. Era Adam și Eva pe pământ și aveau doi fii, Cain și Abel. Cei doi copii pe un pământ întreg, unul a făcut o faptă bună, pentru că a vrut să o facă și a adus jertfa cea mai serioasă și a pus-o pe altar, unul a adus ce a avut el din poame, în pârgă, cele mai crude. Văzând că Dumnezeu caută la jertfa cea bună, s-a dus și i-a dat în cap și l-a omorât. Ce se întâmplă azi în lume? Dacă faci ceva bun, poți fi dat la o parte sau distrus sau sabotat și nu-i nevoie să intrăm în mușcăturile economice sau administrative, politice. Sau dacă faci ceva rău, n-ai lege să te judece, adică ai făcut atât de rău încât nici legea nu cuprinde ce pedeapsă ca să-ți dea. Deci cea mai mare pedeapsă este pedeapsa să fii orb. Poți să fii bogat, dacă ești orb, ești nimic. Poți să fii deștept, dacă ești orb, ești nimic. Poți să fii cel mai puternic, dacă ești orb, ești nimic. De ce? Pentru că orbirea te împinge la nebunie. Orbirea sufletească îl desparte pe om de Dumnezeu, iar Sfânta Scriptură ne dă două repere fundamentale. Ce-i va folosi omului dacă ar câștiga toată lumea și sufletul ar pierde? Și iarăși întreabă Scriptura, ce-ar da omul în schimb pentru sufletul său? Și Părintele Cleopa avea o vorbă care o tâlcuia tot timpul cu plăcere și spunea așa, de-ai avea munți de aur, deci știți ce înseamnă, munți de aur, și n-ai dobândit raiul, n-ai dobândit nimic. N-ai dobândit legătura cu Dumnezeu, n-ai dobândit nimic. N-ai dobândit rugăciunea, n-ai dobândit nimic. Aici mâncăm și ne simțim bine. Trăim și ne simțim bine. Ne destrăbălăm și ne simțim bine. Dar când vine moartea, toți stăm într-un sicriu, reci, țapeni și goi în descompunere. Și dacă cel din urma ta îți trage o pânză pe față, poți să spui mersi? Sau poți să nu ai parte de ea și să te mănânci un câine într-un șanț? Sau să fii aruncat într-o apă să fii hrană peștilor? Sau, Doamne ferește, de un război să fii carne de tun și să mori într-o explozie? Sau să arzi cum arde un șobolan când îi dai foc la claia cu paie? Ei, toate acestea arată nimicnicia din om. Deci nu s-a putut păstra veșnic șmecheria nimănui, nu s-a putut păstra veșnic mârșăvia nimănui, nu s-a putut păstra veșnic niciodată răutatea nimănui, nu s-a putut păstra veșnic niciodată bogăția nimănui. Vezi, ai muncit, da, ai adunat 4 saci de bani, ai 2 copii, să judecă între ei și jumate dau la judecători, restul împart și cheltuiesc, iar copiii copiilor lor deja sunt falimentari. De ce? Pentru că ceea ce nu este strâns cu cinste și cu demnitate, spune Dumnezeu, n-ai adunat cu mine, risipești. Ce spune Dumnezeu? Dacă te îmbogățești în Dumnezeu, atunci ai bogăția cea veșnică. Și voi să ziceți, ce e aceea bogăție în Dumnezeu? Domnule, bogăția în Dumnezeu are câteva măsuri simple. Onestitatea. Omul modest și corect. Să știți că principiile unei țări nu stau clădite pe politică și pe oamenii politici. Principiile unei țări sunt clădite pe talpa de jos a celor care trudesc și asudă, a celor care stau cu minți în pătrățica lor și prășesc pământul sau cresc animalele sau îngrijesc florile sau îngrijesc livezele sau îngrijesc viile sau au grijă de dobitoacele din care ne hrănim și le cresc,
sau oamenii care își educă copiii și îi cresc bine. Asta este talpa unei țări, nu figurațiile și impresiile. Toate aceste vârfuri care le socotim noi ultrapersonalități, la baza lor fundamentală sunt personalități. N-au tras, închipuiți-vă un singur lucru, ce-ar fi fost să fi avut România 50 de Ștefan cel Mare? A fost unul singur, din greșeală. Nu știm de ce l-a trimis Dumnezeu în acea epocă și în acel moment. N-a fost 1000 de Mahomed al doilea, unul singur. Dar ce a făcut el n-a făcut nimeni. N-a fost 1000 de Vlad Țepeș, unul singur. N-a fost 1000 de Iorga, n-a fost 1000 de Eminescu. Po, nu-l suportăm pe ăsta care este, dar dacă ar mai fi fost încă 1000. Deci, noi nu realizăm cât de pitici și de neînsemnați și de infim, dacă vreți, cât de ridicol putem fi în fața lui Dumnezeu prin impresiile pe care le emanăm. Nu știu dacă ați întâlnit vreodată, dar eu cred că ați întâlnit. În cartea de biologie este un fel de dihanie, apă, îi spune sepie. În momentul când s-o ataci și se te apropie de ea, lasă un nor de cerneală, așa, și te orbește, dar e și otrăvitor și te și derutează, e ca un spray paralizant, așa, și ea fuge, nu mai poți ataca. Ei, așa este și mizeria acestei lumi. Dacă apuci a te murdări de ea, te-ai intoxicat. Dar dacă te ferești de ea, Dumnezeu te păstrează cu ochii minții deschiși. Încă o dată să nu uitați, onestitatea este prima bogăție cu care omul pătrunde în fața lui Dumnezeu. Dacă astăzi sunt sfinți pe pereți în biserică, dacă astăzi sunt sfinți în icoane, dacă astăzi sunt moaște în raclele sfinților, acestea se datorează onestității și modestiei. Pentru că în termen duhovnicesc lucrul acesta se numește smerenie. Citiți veți de sfinți ca să vedeți câtă carte au acumulat, să vedeți ce studii au avut și ce gândire au avut și cum au dobândit prin rugăciune ceea ce credem noi azi că dobândim prin fâsâială și impresii de noi. În momentul în care ai ochii deschiși, în jurul tău toate se luminează și tu devii lumină pentru ceilalți. Spunem în liturghia Sfântului Grigore dialogul. Lumina lui Hristos luminează tuturor. Un singur om, dacă ai și acela luminează, luminează pe toți cei din jurul lui. De aceea spune că o cetate sau un oraș are păzitorii ei. Noi nu știm pentru care milă, nu știm pentru care adevăr, nu știm pentru care bunătatea lui Dumnezeu, colțișorul ăsta de pământ, așa cum e el, cu bune și cu rele, este păzit de primejdii doar când vrea Dumnezeu. M-am uitat acum câteva zile, chiar cu, nu cu pasiune, cu compasiune, la ce a făcut apa asta, pe unde a mai plouat așa. Vai, toată lumea și-a adus aminte de Dumnezeu. Vai, toată lumea și-a adus aminte că dacă nu oprește Dumnezeu, ploaia e nenorocire. Vai, dacă Dumnezeu ne-a încercat în halul ăsta, cum de ți-aduci aminte de Dumnezeu când simți moartea lângă tine? Cum de ți-aduci aminte de Dumnezeu când vezi că poți dispărea în fața stihiilor naturii într-o singură clipă? Cum de ți-aduci aminte că ești totuși rodul unui dar divin atunci când îți vine focul sau mucul la unghii, cum spunem noi? De ce oare trebuie să lovești cu piciorul în țepușă și să o faci pe orbu atâta timp cât e bine și să nu fii corect tot timpul? Cu ce obraz m-aș prezenta eu în fața lui Dumnezeu? Cu ce obraz m-aș prezenta în fața lui Dumnezeu? În urma unor erori de conjunctură, de exemplu, că unii spun, vai, așa a fost scris să moară necat. Nu, nu ți-a fost scris să mori necat. Două greșeli ai făcut din start, ai pus casa în părău, lucru care îl știe tot românul, că casa se pune pe deal, și trei, niciodată nu lași șanțurile necurățate, pentru că chiar dacă plouă sau dacă nu plouă, ele se curăță. Pentru că atunci când vine apa, să aibă unde să curgă. Dădea la știre o știre
că un șanț, un mârâu de ăsta a intrat într-un sat, că s-a colmatat podul. Normal, dacă fiecare face curat și duce și aruncă sub pod, normal că acolo s-a umplut. Și de acolo s-a spălat rău. Deci, aceste încercări pe care le încearcă catastrofele naturale peste om, sunt măsuri de lipsă de ecologie a oamenilor orbi, care confundă natura cu coșul lor personal de gunoi. Așa am făcut în sufletul nostru. Sufletul care e de natură divină nu mai contează, e un rahat, l-am dat la gunoi, n-avem nevoie de suflet. Să trăim bine, să avem mușchi, să părem frumoși, să ne frizăm interesant, să ne tragem costume de ultimă modă, să mâncăm cele mai grozave mâncări și rețete inventate, să ne plimbăm în cele mai exotice locuri, iar când murim nu contează. Ei, uite că contează și lucrul ăsta. Contează că Dumnezeu nu te ia când ești viteaz. Contează că Dumnezeu te ia când nu poți. Dumnezeu te încearcă când nu vrei. Dumnezeu te izbește când nu-ți place. Dumnezeu te caută la plătit polițele pe care le ai față de El, când nu mai ești tu în măsură să-i stai împotrivă. Și noi trebuie să ne deșteptăm din această orbire care are rădăcina în naștere. Purtăm în noi păcatul protopărintelui nostru Adam al neascultării și ne-am molipsit de acest păcat și îl ducem cu înverșunare în continuare și în continuare vrem să demonstrăm că suntem de fapt ceea ce nu suntem. Într-o clipeală de ochi toate vor fi la judecate. Auzi cât e de scurtă lumea în fața lui Dumnezeu. Nouă ni se pare un text din Scriptură. Mi-a și spus odată cineva: părinte, cu sintagme și cu texte scripturistice vă rog să mă lăsați. Scrie dumneata o Scriptură și de mâine mă iau după ea. Deocamdată după asta să ia de 2000 de ani tot creștinismul. Și prefer să merg după ea. Pentru că are întrânsă ce? Argumentul interpătrunderii omului cu natura, cu Dumnezeu, cu istoria, cu viața și cu omul. Cu 2000 de ani în urmă, Dumnezeu a coborât în istorie și a mers pas cu pas, geografic, prin toate locurile lumii și pe unde n-a ajuns El cu piciorul, i-a pus pe apostolii și ucenicii Lui să meargă și să spună oamenilor că El a fost pe pământ, a văzut acest pământ, știe cum L-a creat, știe cum îl arată și are nevoie de El și de oamenii care sunt pe El. De aceea a spus: eu n-am venit să judec lumea, ci să o mântuiesc. Iată ce întreabă ucenicii pe învățător. Cine a păcătuit, acesta sau părinții lui? De ce s-a născut orb? Ei au pus o întrebare bună, dar fără tâlc. Normal că în momentul, și în ziua de astăzi vedem lucrul ăsta, normal că în momentul când vezi că unul are o nenorocire, tu care ești a toate cunoscător și ești omul plin de cultură, și de dat cu părerea, automat găsești explicația. O, ăla-i fecior de curvă, o, ăla-i neam de calic, o, ăla-i un gunoi. Sigur că da, așa este. Dar știți ce nu știm noi? Nu știm că fiecare om, prin taina Sfântului Botez, este absolvit de orice păcat s-a petrecut asupra lui, de la zămislire și până la naștere, indiferent că vine pe gena mamei sau a tatălui, din neam, cum spunem noi. Și în momentul în care l-ai botezat în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, el este de plin îmbrăcat în haina de lumina lui Hristos. Deci este înger în trup. Și vei spune: da, dar deja s-a născut orb. Da, s-a născut orb ca să ne facă pe noi să înțelegem un singur lucru. Și tema este pentru acasă. Ori de câte ori vi se pare că Evanghelia orbului este simplă, ori de câte ori vi se pare că Evanghelia orbului este simplă, faceți un exercițiu. Timp de un sfert de oră, ține ochii închiși și leagă-te la ochi cu un prosop, cunoști toată casa. Să știi toate, pentru că ai văzut-o înainte de a te lega. Dar stai un sfert de oră, stai un sfert de oră în întunericul respectiv, închipuieți că cel care s-a născut orb n-a avut fericirea să aibă lumină înaintea ta, să știe unde sunt așezate lucrurile. Și Dumnezeu îi dă oarecare înțelepciune și prin pipăirea și prin simțul pe care îl are în degete, de aceea alfabetul pe care îl citesc, ei îl citesc cu ochii degetelor, nu cu ochii trupului,
Să știi fiecare lucru, să le iei de la locul lui. Și ai să vezi cum te împiedici și de pat, și de masă, și de scaun, și pipăi și nu găsești ce cauți, deși tu știi unde sunt puse, pentru că ai logica amintirii și ai imaginația și codul de imagine de dinainte. Și numai când te vei dezlega la ochi, de-abia atunci vei înțelege ce înseamnă să vezi, ce înseamnă să ai acest mare dar al vederii, care și vedere la rândul ei nu este simplă. Este vederea acuistică asta pe care o facem noi cu ochii, acuitatea vizuală, dar aici mai intră vederea înainte, vederea minții, vederea gândurilor, vederea duhovnicească, răpirea, uimirea, extazul. Deci asta este cea mai de jos vedere. Ceea ce vedem noi, că ne simpatizăm între noi și dacă ați auzit vreodată expresia, și vă spun pentru că eu o cunosc de la spovedit, părinte, nu știu, parcă am fost oarbă. Era frumos când l-am luat, părea om bun, dar dracu știe ce-i cu el. Păi zic, dar n-ai deschis ochii atunci și uitat, părinte, n-am văzut, părinte, parcă eram oarbă. Sau bărbatul, la fel, părinte, parcă eram pior, nu m-am uitat, n-am realizat. Ei, vedeți că aceasta este o vedere care te poate înșela? Vedeți că a vedea cu ochii simplu nu este de ajuns, ci trebuie pe lângă ochii trupului să ai ochii minții? Vedeți că avem nevoie neapărat de ochii sufletești? Vedeți că avem nevoie de ochii duhovnicești? Vedeți că avem nevoie de ochii minții? Pentru că dacă Dumnezeu nu te luminează, tu mergi în întuneric. Ce spune Mântuitorul Iisus Hristos? Să ne luăm repere Evanghelia. Ochi au și nu văd. Sorbi? Nu sorbi. Urechi au și nu aud. Spune Mântuitorul. Surzi? Nu surzi. Nu vor să audă. Ce spune? Minte au și nu pricep. Și unde găsim aceste trei expresii în care ni se arată cât de importantă este vederea duhovnicească, vederea sufletească, vederea minții și vederea duhovnicească? Pe drumul Emausului aveau ochii ținuți să nu-L cunoască, deci atât, n-aveau vedere duhovnicească, vedeau ca oamenii, simplu, un străin oarecare care le vorbea din Scripturi. Aveau mintea ținută, dar le-a deschis Dumnezeu mintea să înțeleagă Scripturile, deci dacă nu avem mintea luminată de Dumnezeu, degeaba ai tot 10 la școală, între școala vieții și între învățătura pedagogică pe care o iei din manual, e o mare diferență. Poți să fii un foarte bun elev de manual și să fii un perfecționist, dar viața nu se desfășoară după manual. Nu toate cuvintele din literatura română au legătură cu dexul. Dacă eu îți spun te iubesc, e un gest pe care poți să-l înțelegi cum vrei. Dacă eu îți arunc o vorbă rea, poți să o iei cum vrei. Dacă eu îți arunc o vorbă dură, o iei cum vrei. Dacă îți arunc o vorbă dulce, o iei cum vrei. Dar dacă îți arunc o vorbă vicleană, ce mai faci? Vai, ce bun ești, nu pot să mă... Tu ești sufletul meu. Și mai scap și o lacrimă, și mai fac și un gest teatral, și mai implic și sentimental, până văd că îți clipesc ție ochii de umezeală, că te-am convins. Aia cum o mai citești, viclenia din mine? Nu o mai poți citi, pentru că ești prost. Ești nebun? Ești nebun că te lași minții tale încrezut, nu că ești delegat, nu că ești lipsit, analfabet, lipsit de intelectualitate, ești lipsit de experiența luminii Duhului Sfânt. În momentul în care omul este viclean, iese din tiparul dexului, intră în tiparul diavolului și cuvintele acestea sunt cuvintele satanei. Și unde le găsim în Scriptură? Ce vă este vouă da să fie da, și ce este nu să fie nu, cei mai mulți e de la diavolul. Deci în momentul când tu începi să depășești limbajul mimico-gestual, care înseamnă ceva concret și la obiect, mi-e foame, mă doare,
mănânc, mi-i somn, îs obosit, sunt vesel, sunt trist, sunt supărat, sunt nervos, sunt agitat, sunt calm. Și a intrat în limbajul viclean, acolo nu te mai poate înțelege nimeni. Acolo te înțelege numai cel care are ochii minții deschiși, ochii sufletului deschiși, ochii duhovnicești deschiși, ochii înțelepciunii deschiși. Deci până nu vezi cu înțelepciunea, te frigi. Că de-aia spune proverbul, de-aia spune proverbul popular, ferește-mă, Doamne, de prieteni, că de dușmani mă păzesc eu. Deci, vedeți, toate vin dintr-o învățătură. Și apostolii s-au grăbit rapid. Eu nu mă grăbesc, mititelul, e duminica. Apostolii s-au grăbit să-L întrebe pe Mântuitorul cine a greșit, el sau părinții lui. Și ce frumos răspunde Mântuitorul. Nici el n-a greșit, că copilul e nevinovat, că s-a zămislit în pântecele Maicii sale, nici părinții lui n-au păcătuit. Deci nu ăsta e motivul. Noi dacă se naște un copil bolnav sau mutilat cuiva, l-a bătut Dumnezeu, știe de ce. Aia au fost bunica, aia au fost măsa, aia au fost tatu, aia au fost cumnațu. Imediat legalizăm noi greșeala. Iată ce spune Dumnezeu. Ci ca să se preamărească lucrurile lui Dumnezeu în el. Deci uneori, unele din greșelile noastre pătrunse de întunericul necunoștinței sau eșecurile din viață, vedeți, viața noastră are niște parametri. În copilărie e educația, în adolescență e maturitatea gândurilor. La maturitate apar obiectivele, ideile și idealurile. La desăvârșire apare împlinirea și desăvârșirea lor. Iar spre final ce? Odihna celor lucrate. Cât ești copil, te joci. Înveți să-ți faci patul, te speli. Când ești mai mare, mergi la școală. În clasa 8-a începi să te gândești la ce școală dai. La facultate deja îți alegi o carieră, îți alegi o familie, îți alegi o direcție. Apoi îți dorești ceea ce îți pui tu în plan, să ai o casă, o masă, o familie, niște copii. Și apoi, după ce ai văzut împliniți și desăvârșiți, ce spui? Acum să mă odihnesc de cele ce am lucrat și să mă bucur de cum a făcut Dumnezeu. În ziua a șaptea s-a odihnit peste lucrurile sale. Dar, ca să poți face lucrurile astea și să se proslăvească lucrurile lui Dumnezeu în ele, tu trebuie să ieși din orbire. Și acum eu întreb, ce frumos spune Evanghelia. Iisus a răspuns, nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci ca să se arate în el lucrurile lui Dumnezeu. Vă întreb un lucru. O crimă e voia lui Dumnezeu? Nu, e nebunia unui om. Doi, un divorț e voia lui Dumnezeu? Nu, e o nebunie. Un copil abandonat e voia lui Dumnezeu? Nu. Un om puturos, e voia lui Dumnezeu? Nu. Un desfrânat, un destrăbălat, un ticălos, oricare ar fi el, e voia lui Dumnezeu? Nu. Nu cred că o mamă când își naște un prunc spune așa, eu vreau ăsta să iasă golan. Nu cred că spune o mamă, eu vreau ăsta să iasă curvar, să iasă homosexual, să iasă criminal. Nu cred lucrul ăsta. Își dorește ca rodul pântecelui ei, rodul ostenelii ei și a muncii ei să fie oglinda a ceea ce a investit, da? Bani, timp, educație, sentimente, așteptare, vreme, ani, oboseală și așa mai departe. Deci întregul bagaj de implicare sufletească și trupească. Ce spun părinții când copiii au ajuns bine? Îi mulțumesc lui Dumnezeu, n-am nevoie de nimic, bine că mi-s copiii pe drumul cel bun. De ce spunem oare treaba asta? N-am putea să spunem, da, ce-a vrut Dumnezeu aia a făcut cu ei. Dumnezeu a vrut din prima ca copiii tăi să fie buni, dar te-a lăsat pe tine să te implici, te-a lăsat pe tine să te implici ca să vezi tu cum îți crești copiii și ce faci tu bun pentru ei, cum a făcut El pentru tine. Și s-ar putea să ai copii buni, care fără părinți sârguincioși să nu termine cartea, pentru că nu au cultul muncii și a învățăturii și a străduinței, și s-ar putea să ai copii buni care au cine să-i țină din scurs, să iasă oameni mari. Și spune, așa i-a fost scris, nu i-a fost scris.
Nu i-a fost scris să proslăvește darul lui Dumnezeu prin el. Este rezultatul societății umane care se împarte antagonic între cele două lumi. Lumea mizerabilă, care naște numai valori negative, pentru că sunt tot niște valori. Vrem, nu vrem, mi-a plăcut, cum a spus-o Cucoane, n-a știut ce se exprimă, dar a scăpat o prorocie din gură. Și că vreți, nu vreți, societatea noastră se confruntă cu niște realități reale. Normal că sunt reale. Normal că sunt reale. Prostituatele sunt o realitate, homosexualii sunt o realitate, criminalii sunt o realitate, hoții sunt o realitate, mincinoșii, puturoșii, oamenii putrezi ai societății, că nu le pot spune altfel, inutili, pentru care lumea bună trebuie să facă niște eforturi fundamentale, să le facă legi și să-i tolereze. Așa cere CEDO. Deci, vedeți? Putoarea, lenea, păcatul, nepăsarea, nespălarea, nesimțirea, aroganța și impertinența și lipsa de bun simț trebuie protejate prin lege, ca și cum ar fi pe cale de dispariție. Protejez lebăda neagră, floarea de colț, capra neagră, protejez ursul brun, vulpea argintie, specii rare, dar nu conglomerat de gunoaie. Astea nu trebuie protejate prin lege. Astea trebuie puse la muncă și integrate în societate prin sindromul responsabilității. Vaccinați cu responsabilitate. Bă, dementule, trezește-te! Asta trebuie să-i aplici. Asta se înseamnă proslăvirea darului lui Dumnezeu. Când vezi că dintr-o femeie necăjită a ieșit un inginer, când vezi că dintr-o familie modestă a ieșit un doctor, când vezi că din doi oameni simpli au ieșit dita-i profesorul, sau când vezi că din doi oameni modești a ieșit dita-i medicul sau specialistul sau chirurgul sau judecătorul sau procurorul, și când vezi inversul în societate, că dintr-o societate fițuită și cu impresii din astea, știți, de aftershave și de tot felul de parfumuri și de tot felul de spray-uri, iese niște îmbâxiți din aia care miroasa prostie în urma lor, n-ai niciun parfum ca să o eradichezi, vii și te întrebi cum e posibil într-o societate civilizată și educată, cu școli, cu facultăți, cu profesori, cu pregătire, cu lume luminată, cu atâta cultură, cu atâta știință, să iasă imbecil pe bandă rulantă. Asta e întrebarea. De-aia spune să se proslăvească darul lui Dumnezeu. Și o să vedeți cum s-a proslăvit darul lui Dumnezeu în acest amărât de orb, care era nimeni. Era un cerșător la marginea drumului, dar era cerșător pentru că nu vedea ce putea să facă. Să meargă la prășit, e clar că nu putea să pipăie prin piatra Ierusalimului, să aleagă o plantă de o piatră dacă el nu vedea. Nu era capabil. Iisus i-a răspuns. Trebuie să fac până este ziua lucrurile celui care m-a trimis, că vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Iată înțelepciunea momentului de care am vorbit până acum. Trebuie să fac lucrurile celui care m-a trimis, pentru că vine noaptea. Deci dacă acest orb a stârnit atâta interes în Ierusalim, de a rămas Evanghelia scrisă de Ioan până astăzi de 2000 de ani, că orb s-ar mai fi vindecat, nu-i problema. Pentru că vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Ce înseamnă că vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze? Este exact momentul istoric și momentul concret pe care îl trăim astăzi, când non-valorile și valorile s-au amestecat și mai auzi din ăștia așa, dar ce trebuie școală? O, dar ce trebuie disciplină? O, dar ce trebuie ordine? O, dar ce trebuie familie? O, dar ce trebuie cununie? O, dar ce trebuie copii educați? O, dar ce trebuie cutare? Nu, mă, nimic nu trebuie în țara asta. Trebuie doar bordeluri, curve, băutură, buticuri, distracții, destrăbălări, homosexuali, parade cu homosexuali și carnavale. Și oameni stricați, asta trebuie. O țară n-are voie să aibă oameni de valoare. Pe cine interesează? Pe cine interesează într-o noapte în care nimeni nu poate să lucreze, că ai copii olimpici la toate obiectele sau ai copii deștepți sau ai valori sau ai somități? Nu interesează. Dar ce? Dacă toată lumea e proastă, ce mă interesează pe mine că ăla e deștept? Era o poveste, eu nu știu cât o fi de adevărată, că undeva într-un
Într-un sat venise un medic. Medicul a văzut că lucrurile stau pe dos în satul respectiv și s-a gândit așa: domnule, eu am să iau satul ăsta la purificat să văd ce-i cu ei. Și dacă satul n-avea niciun punct de vedere și nicio opinie, medicul a spus: voi pleca din sat. Și a venit primul pacient și a spus: domnul doctor, mă doare pe aici sau mă doare pe acolo. Ești nebun. I-a dat tratament de nebunie și l-a trimis acasă. Și azi așa, mâine așa, apoi mâine așa. Și doctorul cu fiecare zi cu care se îngrozea, doctorul cu fiecare zi care trecea se îngrozea când vedea nivelul de gândire a satului unde a fost trimis să trateze bolile. Și îi întreba: cum vă simțiți după tratament? Foarte bine. Cum vă simțiți după tratament? Foarte bine. Cum vă simțiți după tratament? Foarte bine. Într-o zi a intrat un om în cabinet, doctorul deja era cu bagajul pe făcut. I-a zis: domnule, în satul ăsta de tâmpiți n-are rost să mai stau. Aici doar mă plafonez sau ajung să mă sinucid. Și a zis: domnule, sunt bolnav. No, dumneata, ești nebun. Uite ce, domnul doctor. Dumneata, nu poți să mă numești pe mine nebun atâta timp cât eu gândesc logic. Pe ce bază îmi dovedești că gândești logic? Dar dacă dumneata ești nebun și nu-ți dai seama de boala mea și spui că-s nebun, nu mai plec din satul ăsta. Aici încă există un om normal. Deci, ăsta este mersul societății în care ne cufundăm și nu mai putem lucra că vine noaptea. Când cei care muncesc prin media, prin ziar, prin televizor, prin toate metodele, para, extra, eu nu cred în conspirații și în prostii, cred în ceea ce se vede. Când ție ți se induce permanent că nu se poate, că nu trebuie, că nu e necesar, că n-are valoare, că n-are sens, că nu trebuie să te zbați, că nu trebuie să faci, că nu trebuie să te implici, stai așa în latență. Deci noi, de fapt, ne ucidem singuri pe noi. Noi ne autodistrugem singuri. Știi ce spune românul? Că e vorba românului. Las că e bine așa, să poate și mai rău. Nu e chiar așa. Deci noi trebuie să ne revenim în sine și să avem opinie. Noi trebuie să ne revenim în sine și să ne apărăm un statut al demnității umane care implică câteva reguli de bază. Rădăcina noastră dumnezească din creație, în fața oricărui borfaș sau individ, indiferent că e politic sau administrativ sau social, tu trebuie să știi să-i spui: eu sunt făptura lui Dumnezeu. Am un suflet, am o rațiune, am un cuvânt. Nu ai dreptul să mi le terfelești. 2. Am dreptul de a gândi și am minte pe umăr să-mi exprim o opinie. Acea opinie trebuie să o păstrez, nu să o lași cu valul. Stâna, când o bagi la mulți, ciobanii se pun în fața stânii la strungă și prin gaura respectivă trec toate oile la mulți. Pot fi două șanse. Dacă e un cioban gospodar și mulge oaia cum trebuie, faci brânză. Dacă e un cioban ticălos și îi dă drumul nemulță, oaia se învață lene și nu mai dă lapte și înțarcă. Așa e și o societate care o lași de capul ei. Degeaba trecem noi pe în strungă și ne aliniem Constituției și legilor țării, dacă noi nu le respectăm, nu le luăm în seamă, nu le punem în practică și nu le aplicăm. Pentru că ne trezim la un moment dat că acele legi nu sunt decât niște paravane în care noi ne-am îndobitocit singuri de bunăvoie. Și știi ce spune? Da, ci eu v-am pus? Voi ați vrut. Eu v-am obligat? Voi ați vrut așa. Și atunci ne trezim că suntem în întuneric. Ei, Hristos condamnă acest lucru. Eu trebuie să fac ceva cât mai este ziua. Pentru că trebuie să fac lucrurile celui care m-a trimis pe mine. Cel care m-a trimis pe mine m-a trimis cu un logos pe pământ. La țară, înainte când oamenii n-aveau carte și nu erau atât de cultivați ca astăzi, spuneau așa: că un om să aibă menire pe pământ, trebuie să aibă o casă, o livadă, o fântână, un pom la poartă și un copil.
Că alții au făcut 3, 4, 9, asta e treaba și mila lui Dumnezeu. Deci asta e menirea omului într-o societate. Dacă tu stai în societate și nu faci nimic și o mai și tragi în jos și mai vii și sari și cu gura ca cocoșul ăla rău pe gard care n-are nici treabă, dar scurmă și strică grădina. Deci vinovați sunt cei care te tolerează, nu tu că ești îndrăzneț. Pentru orice boală este un leac. Pentru orice patimă este un nărav și pentru orice nărav este un tratament. Tratamentul noi trebuie să-l aplicăm. Până nu ne vom uni mână de la mână, până nu ne vom uni suflet cu suflet, minte cu minte, rațiune cu rațiune și până nu vom spune stop mizeriei, nu ți-o stopează nici votul, nici partidul, nici președinția, nici politichia, nimeni. Țara trebuie să-și intre în firea normelor morale, sociale, civile, de structură juridică și tot ce este necesar și să meargă cum trebuie pe cărarea cea dreaptă. Asta este mersul unei societăți care nu se afundă în întuneric. Și să vedeți că orbul ăsta chiar știa unde merge. Mântuitorul a văzut și a spus așa, ca să audă și orbul și lumea de față. Eu sunt în lume, lumină, și sunt lumina lumii. Deci dacă eu de la Hristos am orice fel de învățătură, înseamnă că prima lege morală din mine mă îndeamnă ca tot ce fac să nu-L supăr pe Dumnezeu care guvernează lumea. Nu guvernează nici guvernul mondial, nici americanii, nici nimeni, nici corporațiile. Lumea o guvernează Dumnezeu. Aduceți-vă aminte doar de un singur lucru. Japonia, Fukushima. Foc, apă și radiații. Și vorba aia, japonezii sunt niște ingineri, sunt niște oameni harnici, sunt niște oameni competenți, sunt niște oameni capabili, sunt niște oameni muncitori. Și când a vrut Dumnezeu, a făcut moloz. Starea cea din tâi. La început, pământul era netocmit și gol. Le-a dat peste cap toată știința. Și-a arătat că deasupra științei stă Dumnezeu. Deci, la primul cer stau stelele, la al doilea cer stau îngerii, la al treilea cer stă Dumnezeu. Știința e undeva pe jos, printre copaci, dacă trece de vârful lor. Cum spunem noi în popor? Bă, ăsta parcă o leacă mai răsărit. Cine răsar mlăzile? Deci, nu-i prea înaltă. S-a plecat Iisus personal jos, a scuipat, a făcut tina uns ochii orbului. Să luăm un caz asemănător. Un profesor oftalmolog, aparatură cu laser, ultramedicală, tratamente, unguente, aparatură ultra-sofisticată, te duci la medic, te anesteziază, te pune cu ochiul sus acolo anesteziat, îți umblă în ochi, cu alea îți reglează fizic, chimic, dioptrii, îți curăță nervi, lipește retină și începi să vezi. Vine Iisus, care este doctorul cel mare, trece peste toată aparatura medicală, ca să vedeți ce înseamnă știința și ce înseamnă credința. Amestecă scuipatul respectiv, unge ochii orbului și spune, mergi și te spală. S-a dus, s-a spălat și a venit văzând. Ce l-a botezat pe ochiul ăla de l-a făcut să vadă? Pământul ăla amestecat cu scuipatul lui Iisus sau apa de la scăldătoarea Siloam? Și una și alta. Nu-l putea împărtăși trupește, fiindcă nu era răstihnit. L-a împărtășit duhovnicește, prin minte și prin inimă. Era scuipatul lui, era esența din trupul lui Iisus, era saliva din trupul lui Dumnezeu și pământul din care a făcut creația. Și când l-a uns pe la ochi, a poruncit ceea ce nu se împlinise în actul de zămislire, să iasă perfect fie ce spune în facere. Și să iasă soiuri după felul lor și după sămânța lor și după felul lor și după neamul lor și după soiul lor. Spune și la păsări și la pomi și la iarbă și la pești și la dobitoace și la tot. Ei,
Aici putea să-i spună, mergi, te spală și ai să vezi. Nu. A uns cu pământ, cu scuipat dumnezeesc, l-a împărtășit prin minte și prin inimă, adică i-a dat din puterea rugăciunii pe care a făcut-o când a amestecat acest pământ, i-a luminat și inima și mintea, inima i-a luminat-o prin credință și o să vedeți ce credință are orbul, iar ochiul l-a luminat prin minte, că de acolo i-a pornit repararea, pentru că între creier și ochi sunt niște legături optice nervoase. Alea s-au completat cu acel pământ, ceea ce lipsea, pentru că el nu avuse din naștere retină. Ochiul era orb, deci era mat. În momentul în care s-a spălat, l-a spălat de păcatele sufletești ale minții și ale inimii. Acea spălătură este ca un simbol al unui botez. Și de ce l-a pus să se spele cu apă la ochi? Pentru că și noi multe păcate le spălăm cu lacrimi. Este apă care răsare din suflet. Este apă care răsare din inimă. Este apă care răsare din sentimente. Lacrimele nu vin din buzunarul stâng, nu vin din călcâiul piciorului drept, nu vin din partea poftitoare și curvească a trupului. Vin din inimă și din suflet. Când plângi, plânge sufletul în tine. Când plângi, plânge inima în tine. Când plângi, plâng simțurile și sentimentele în tine. Acelea scot lacrimi din om. Iisus a plâns până le-a făcut sânge. Deci acel scuipat al lui Iisus a avut putere să se facă sânge dumnezeiesc. În chip nevăzut, noi nu știm. Când au văzut vecinii că vedeși că este orb, că era cel ce ședea și ziceau, au început să aibă polemică, că el, că nu el. Așa e și astăzi. Băi, nu-l cred pe ăsta credincios. Băi, nu-l cred pe ăsta în stare să se îndrepte. Nu-l cred pe ăsta să devină evlavios. Nu-l cred pe ăsta să devină creștin bun. Le știți, nu le mai povestim. Iată ce spune acest om în momentul în care are ochii deschiși. Că îl întreabă, cine te-a făcut să vezi? Cum ți s-a deschis ochii? Omul care se numește Iisus a făcut tina, a uns ochii mei, mi-a zis, mergi, te spală și ducându-mă de atunci văd. Iată ce simplu și la obiect. Și-a întrebat, unde e Iisus? Nu știu. Din nou găsim cuvântul nu știu, pentru că n-ai de unde să știi. S-ar lega greșit dacă am spune că orbul ar ști unde este Iisus. Ce întreabă Dumnezeu pe Adam în momentul greșelii din rai? Adame, unde ești? Ce îi răspunde Adam? Sunt în rai? Sunt într-un smochin ascuns? Aici îți, Doamne, deci nu are reper geografic, nu are reper cardinal, nu are reper spiritual, la poala ta, la doi pași de tine, înaintea ta, înapoi a ta, în stânga ta, în dreapta ta, nu! Era în confuzie și el spune, nu știu unde-i. Nu știu unde-i Iisus, n-a avut treabă cu el niciodată. Știu că a deschis ochii și acum văd, scurt. Era primul semn pe care l-a făcut Dumnezeu lumii prin învierea sa. Ne-a deschis nouă ochii și găsim asta în primul tropar al învierii. Acum toate s-au umplut de lumină și cerul și pământul și cele de desubt. Și cum spune? Și cei legați în iad Hristoase, în întuneric, cu picioare vesele, se zgrăbeau la lumina cea neapropiată a învierii tale. Deci toată lumea dorea lumină. E firesc, poate ați avut ocazia sau fericită ocazie să vedeți câte un băiețaș din ăsta orb cu un transplant de cornee sau de retină din asta și să auziți că zice, domnule, zărește soarele, începe să zărească obiectele, slavă lui Dumnezeu, câtă bucurie, deci din punct de vedere pământesc, dar să ne raportăm la lumina lui Iisus, la lumina cea adevărată, cum spune la liturghie, am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi, închinându-ne că aceasta ne-a mântuit pe noi. Trecem peste episodul care va dura aici, cred că vreo 20 de pasaje, în care apar mereu aceleași contradicții. Cum ai văzut? Cine te-a văzut? Ce cutare? Dar ne arată și locul de unde se trage, ne arată și locul de unde se trage acest orb, ceea ce v-am spus eu la începutul predicii. Depinde ce oglindă dăm copiilor noștri și depinde ce copii avem ca oglindă a noastră.
Deci iudeii n-au crezut despre el că e orb și i-au chemat pe părinții săi. Deci vedeți, e implicit familia, rădăcina. Acesta e fiul vostru despre care ziceți că s-a născut orb și acum vede? Ce-au zis părinții? Știm că este fiul nostru și că s-a născut orb, dar cum vede el, noi nu știm. Vezi? Deci ceea ce demonstrează că rămâne o mare mirare socială până în zilele noastre, cum dintr-un popor ortodox ținut 50 de ani sub comunism, eu vreau să vă raportez la real, nu la istoric, asta o știm. Totuși, după evenimentul din 89, din acei atei, din acei necredincioși, din acei activiști de partid, din acei membri de partid, din acei oameni cu carnetul roșu, din acei oameni cu ilustre gândiri ideologic, științifice, materialiste, dialectice, staliniste, marxiste, leniniste și așa mai departe, totuși, în momentul de față, biserica pe care noi o vedem vie pe pământ din totalitatea credincioșilor, botezați în numele Sfintei Treimi, care păzesc cele șapte taine, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și le împlinesc pe ele, totuși avem 16-17 milioane de creștini ortodoxi care se duc la înviere, se spovedesc, se împărtășesc, postesc, se roagă, se închină, au candela, au icoană. Cum e posibil? Și ce spun părinții? Nu știm! Întrebați-l pe el! Adică, frica de a mărturisi, îndrăzneala de a avea curajul să spui, da, Doamne, Dumnezeu e totul. Că în momentul în care s-ar face o emisiune din asta media și vine unul sănătos la cap și îi spune, ascultă cu coană, să uite la tine 10 milioane de români, nu ți-i rușine? Cum ai tupeu să faci aici lobby și să faci audiență pentru niște spălați pe creier? Dumnezeu este totul întru toate. Hristos conduce lumea prin înviere și prin puterea divină a Duhului Sfânt. Cine vrea să o ia razna, să o ia razna, cine vrea să rămână sănătos. Și atunci te-ai ridicat frumos din emisiune și ai plecat, o lași pe cucoană cu audiența zero și o înveți data viitoare să moderezi o emisiune la modul creștin. Deci nu vii tu pentru că ai luat niște bani de la cineva să-mi faci mie propagandă că copilul de la 5 la 6 ani trebuie să învețe ce-i sexualitatea și cum să faci actul sexual. Pe copiii dumitale să mergi să-i înveți lucrul ăsta dacă ești proastă și nestăpânită sau needucată moral. Copiii mici, în primul rând, au inocența, au rușinea, au starea îngerească, au acea stare de naivitate, ca să spunem. Deci ei sunt puri, puritatea nu o poți lua. Și atunci ei știu că dacă stric o generație, următoarea va fi stricată de la sine. Și dacă ai stricat două generații, a treia e alterată de la sine. Îți trebuie 3-4 generații să restaurezi tot ce ai dărâmat dintr-o neatenție. Și atunci mai bine stai de strajă la hotar atunci când vine rău și îl oprești, chiar dacă mai mușcă sau strică, pentru că ei și-au dat seama, să știți, s-a constatat că Revoluția din 89, cu toate libertățile democratice, în România n-a putut prinde. Și unii o să spuneți, cum adică n-a prins? Păi n-a prins. Noi am învățat din Occident 3 lucruri. Să ne facem case mari, să le facem cu rigips, să nu mai dăm cu baligă de vacă și cu nisip și cu baligă de cal. Am învățat să punem grese în loc de scânduri care putrezesc. Am învățat să punem tablă lindă în loc de șâță, să nu ia foc. Dar în restul român a rămas român. Păi se uimește Occidentul și la ora actuală, când observă că de Crăciun toți românii părăsesc 2 milioane străinătățile și vin toți acasă. De ce? Ca să fie lângă morți, lângă vii, lângă prieteni, lângă frați, lângă surori. Să uimesc și rămâne Occidentul mirat când vede că ăștia la sărbătoarea învierii 2 milioane sunt toți acasă cu mașinile și vin toți în România. Bă, ce-i acolo în țara asta? Ați plecat să munciți în străinătate și iar vă duceți? Și atunci au găsit o altă metodă. Dom'le, trebuie să pătrundem în cuibul lor. Ăștia sunt ca albinele, să duc și culeg de peste tot și car acasă. Ia stricați-le cuibul. Și atunci au găsit metoda să vină să distrugă pic cu pic interiorul. Și unde lovesc? Familia.
Este cel mai important. Dacă ai stricat pe măta și pe tatu, toți produși ies de rahat. Și roșiile în grădină, când le pui toamna, alegi 4 mai mari, le pui la uscat și iei sămânța pe la anul. Porumbul în grădină, alegi 4 știulești cei mai lungi, îi legi de o creacă să usucă în pod și la anul sameni din trânșă. Pătrunjelul, la fel, găina, care e mai frumoasă, iei ou, pui la cloșcă. Deci, ce au zis? Acolo trebuie să lovim. Noi trebuie să fim cei care să deschidem ochii și să n-avem părinți cu mare orbu, nu știu, întrebați-l pe el. Să avem părinți care să zică, da, copiii noștri sunt creștini, că noi ne-am născut creștini. Copiii noștri sunt creștini pentru că noi i-am educat creștinește. Copiii noștri sunt creștini pentru că strămoșii noștri au luptat pentru aceste cruci pe biserică și pentru aceste cimitire să nu fie tătărăși, turcești, nemțești, rusești sau ce-o mai fi fost, câte nenorociri au fost de-a lungul istoriei, austro-ungari și așa mai departe. Deci, veți vedea întotdeauna, două lucruri. Nu-s greu de înțeles. În Moldova, dacă sunt numai ortodoxi, credința e simplă. Oamenii sunt de aceeași religie, sunt de același Dumnezeu, se duc tot să roagă, să închină. Dacă te duci spre Dobrogea, acolo mai este partea turcească. Deja oamenii au învățat și din ravurile lor câte ceva. Dacă te duci în partea ardelenească, sunt greco-catolici, sunt uniații, sunt protestanții, reformați, au învățat și de acolo ceva. Dacă te duci în Banat, sunt sectele, au învățat și de acolo ceva. Și încet, încet să faci acel conglomerat, adică la început pui în cozonac câteva dâre de cacao să aibă formă frumoasă, dar tot frământându-l și scăpând cacao, la un moment dat îl faci negru, deși cozonacul trebuie să fie galben. Așa vor să facă și cu această familie ortodoxă. Întâi vrea să admită parteneriat sau ce vor ei, parteneriați-vă cum vreți și cum vă place, nu vă oprește nimeni, e treaba dumneavoastră. Dar trebuie să scrie clar în Constituția unei țări că familia este făcută dintr-un bărbat și o femeie, ca nu peste 50 de ani să vină libigidii ăștia să spună nu, n-aveți voie să vă cunați om și femeie, că nu scrie în Constituție. Lasă-o să stea scris acolo, că doar nu cere mâncare. E o carte care conduce o țară și dacă e voința poporului, nu-i nimic greșit în ea. Și n-ai decât să scrie jos sub un articol libigidii să trăiască și ei pe aici. Și cu asta basta, s-a terminat povestea cu ei. Deci, noi trebuie să nu avem părinți care dorm în papuci, ci trebuie să avem părinți care sunt treji, Apostolul Pavel, fiți tari, fiți treji, stați cu mijloacele încinse, adică cu puterea virtuții, cu făcliile aprinse, adică cu faptele bune, să puteți birui în ziua cea rea. Iată că de data aceasta nu prea am dat dovadă de această biruință. Eu am fost cel mai supărat, au mai venit profesoare din astea de religie și au mai venit persoane din astea creștine și a spus, părinte, știți că am semnat pentru familie, bine că ați semnat, nu-i nimic rău în asta, dar nu-i convingător într-o țară de 18 milioane să semneze 3 milioane. Nu-i convingător. Arată că biserica nu și-a făcut datoria sublimă și supremă de a uni pe om cu Dumnezeu. Păi când te arde dorul de Dumnezeu, semnezi cu amândouă degetele și cu amândouă mâinile, dacă vrei, sau cum spunem noi, și cu picioarele îți semnezi. Dar ca să te rogi tu de români în 3 luni să strângă 3 milioane de semnături într-o țară care într-atâta i-a semnat și a rezolvat problema, deci asta arată, e chestie, un act de indolență. Și lucrul s-a demonstrat, că au fost întrebați oameni de generație nouă, cum vi se par aceste lucruri moderne care vin din Occident? Nu ne deranjează, nu ne interesează, ba trebuie să ne deranjeze, ba trebuie să ne intereseze, nu în sensul jignitor, nu în sensul de oprimare, nu în sensul de asuprire, nu în sensul de răzbunare, nu în sensul de a face rău, ci în sensul de a păstra normalitatea. Tot din lene n-am mai cumpărat șanțurile și stă apa pe n-am mai curățat șanțurile și stă apa pe ogor. Tot din lene bem apă de la țeavă și nu mai avem o fântână. Tot din lene am tăiat copacii și pădurile și vin munții peste noi. Tot din lene am exploatat toate zăcămintele și se năruie pământul și vine peste sate și le șterge de pe fața pământului. Tot din lene s-au dărâmat casele naționale și românești tradiționale. Spuneți că muzeul satului. Băi, dacă a ajuns satul la muzeu, înseamnă că țara e de râpă. Țăranul-i talpa țării. Cât vor fi țărani,
chinezii au spus lucrul ăsta despre noi, despre români. În România puteți să faceți orice fel de politică, cât timp veți avea țărani, România nu cade economic. Și ei știu treaba asta. Și au început și aici să lucreze, au făcut asociațiile, adică să dai pământul, să lucrezi altul și să-ți dea toamna un tăbuieț de grâu sau de făină, cât ți-i ție lene să desfaci o săptămână porumbul, să-l pui în coșar și stai și pierzi vremea la televizor, la toate manelele și toate prostiile. Și după aia ce a zis? Ia să punem impozit, ia să nu fie tractoare, ia să nu fie sămănători, pe când într-o țară ca România, care are toată rădăcina agriculturii, apa care o avem noi, să mergeți în Israel să vedeți că toți stau ăștia și comentează, vai, Israelul, Israelul. Israelul în mijlocul pustiei pe nisip gol, hectare de sere cu apa dusă prin conducte, dar ce culturi, dar ce... Ce pământuri cultivate, fiecare pomișor cu furtunul lui și cu apa lui. Și la noi pică apa peste noi și noi ne plângem că n-avem ce mânca. Deci asta este irresponsabilitatea. Întrebați-l pe el. Ce să-l întrebi? Și iată, spune mai departe, că am și ajuns la final. L-au chemat din nou pe omul care a fost orb și a zis, dă slavă lui Dumnezeu! Ăsta a dat slavă lui Dumnezeu, că așa era firesc. Și că zică omul ăsta e păcătos, adică de Iisus. Iată de data aceasta ce înseamnă să te ungi la ochi cu scuipatul lui Iisus, să meargă în minte și la inimă. Eu nu știu dacă e păcătos. Dacă este, tot nu știu. Dar știu un lucru, că eram orb și acum văd. Așa încearcă și astăzi câteodată în jurul nostru câte unii, știți, sfânta răutate, sfânta mândrie, sfântul orgoliu, sfânta dușmănie, sfânta invidie, sfânta răzbunare, sfânta nesuferință, că na, te roade, când vezi că unul e mai bun ca tine, te chinuie dracu, nu te lasă. Și zice, a, dar nu e adevărat, da, eu să-ți spun. Și apoi începem cu denigrarea, cu clevetirea, așa făceau cu Iisus. Și iată ce spun, eu nu știu dacă e păcătos, dar știu că am fost orb și acum văd. Ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Și orbul nu mai stă să spună povești. Spune clar, da, nu v-am spus odată. Și iată ce îi întreabă, de data aceasta orbul pe acești oameni. Ați vrea cumva să vă faceți ucenicii lui? Adică vă convertiți la creștinismul care vine de acum, că legea mozaică se duce. Asta din punct de vedere istoric. Dar astăzi mă întreb, dacă cei care ascultă un pic de Dumnezeu le merge bine, n-ați vrea și voi să vă reveniți să vă faceți ucenicii Lui? N-ați vrea să vă reveniți în fire și să fiți pe calea care trebuie? Să fiți în lumină, să fiți în lucrare, să fie lumină în minte, să fie lumină în suflet, lumină în credință, lumină în cunoaștere și în toate? Deci e întrebarea pentru noi. După ce l-au ocărât bine, ăștia s-au scuzat, noi suntem ucenicii lui Moise. Ei, ăștia care sunt acum la noi astăzi sunt ucenicii lui Cedo. De acolo vin cu ideile astea. Preferăm să rămânem ucenicii lui Hristos. Și iată că orbule mai dă o replică care nu s-a mai auzit nici până astăzi. Asta tocmai este și minunea care vă minunează pe voi. Că nu știți de unde este el și cum mi-a deschis mie ochii. Deci trebuie să muncim, să învățăm cine este Iisus, de unde vine Iisus, ce vrea Iisus, ce este cu Iisus, de ce îl laudă biserica, de ce îl cinstesc apostolii, de ce îl preamăresc ierarhii, de ce îl slujesc preoții, de ce îl ascultă creștinii, de ce îl pun în troițe, de ce îl pun în icoane, de ce îi pun candelă, de ce îl pictează în biserici, de ce îi se consternează, de ce aduc jertfă. Pentru că El este Iisus care poate face orice fel de minuni. Cereți orice în numele meu și vi se va da, bateți și se va deschide, căutați și veți afla. Dar Iisus ne arată, voi nu știți ce vreți, nu știți ce cereți, nu știți ce căutați. Cel ce cere primește și cel care caută află. O spune Iisus Hristos, voi răi fiind dați daruri bune fiilor voștri, dar cu atât mai mult Dumnezeu cel din cer. După ce s-au supărat ăștia bine,
pe el din nou l-au mustrat, l-au dat afară din sinagogă, adică era de neascultat. A venit și Iisus la el, iată ce frumos, de acum îl caută Iisus, că el e lepădat de oameni. Oamenii nu mai au nevoie de el, că îl deranjează. Deci când te leapă de lumea, te alege Dumnezeu. Și Iisus, auzind că l-a dat afară din sinagogă, găsindu-le, a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a spus, da, dar cine e Fiul lui Dumnezeu ca să cred în el? Și Iisus i-a zis, l-ai și văzut, cel ce vorbește cu tine, acesta este. Acum noi ne întrebăm, am putea vreodată să ne întrebăm dacă noi am primit acest răspuns? Da. Cu fiecare Sfântă Evanghelie ascultată la liturghie, cu fiecare cuvânt de învățătură ascultat la liturghie, noi am vorbit cu Dumnezeu. Acesta este, aici, lângă noi. Deci El este în fața noastră și ne așteaptă. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. Și ce spune El? Cred, Doamne, și s-a închinat Lui. Deci în momentul în care crezi în Dumnezeu și te închini Lui, și Dumnezeu te ocrotește, te apără și te păzește. Deci noi trebuie să mergem acasă în Duminica Orbului cu trei idei. Să nu mai gândim ca orbi, să nu mai facem lucruri fără să mestecăm în mintea și în rațiunea lucrurilor, să căutăm sensul și logica și rostul lor, să nu mai ascultăm ca surzii, să nu mai executăm ca neînțelepții, și ultimul lucru, să învățăm bine crezul. Deci, dacă știm crezul, cred într-unul Dumnezeu Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul văzutelor și nevăzutelor tuturor, atunci de-abia putem fi cu Cel care le-a creat pe toate, le păzește pe toate, ni le dă pe toate și ne izbăvește de ce? Ne izbăvește de orbirea trupească, sufletească, duhovnicească, de orbirea inimii și a minții și, în primul rând, ne izbăvește de orbirea diavolului care ne duce permanent în întuneric la lucrurile întunericului. Să rânduiască Bunul Dumnezeu să fiți vrednici, frumoși, luminoși și sănătoși. Amin. Amin.